Camerele de supraveghere au mai surprins un accident de circulație la Brăila, acolo unde săptămânile trecute mai mulți pietoni au fost agresați de șoferi. De data aceasta, două mașini s-au lovit după ce una dintre ele a trecut pe roșu. Două persoane au fost rănite. Semaforul se face roșu pentru pietoni, ceea ce înseamnă verde pentru mașini. Un autoturism 4x4 intră cu viteză în intersecție și este izbit în plin de o mașină albă. Pe semne, șoferul celui de-al doilea autoturism a forțat culoarea roșie a semaforului. După câteva secunde, bărbatul de 44 de ani se dezmeticește și iese din autoturism. Soția lui, în vârstă de 37 de ani, nu reușește să mai coboare. În câteva clipe își face apariția o ambulanță. În cauză am întocmit un dosar penal pe care l-am înaintat parchetului pentru a dispune în acest caz. Șoferul care a provocat accidentul, dar și soția lui, au ajuns la spital. Din fericire, airbag-urile s-au deschis, așa că nu au răni grave. Ambii conducători au fost testați cu etilotestul. S-a dovedit că nu consumaseră nimic. Vorbim